cuvinte speranțe și de încredere deschidem o filă nouă, în care cuvintele adevăr și sinceritate vor apărea scrise pe litere mari și triunfale și așa mai departe. Da? Până atunci trebuie să vă predau acele lucruri pe care șeful statului și numai el trebuie să le știe. Sau ea. Sau să le ia, sigur. Mai că ceea ce vă voi spune va dura destul de mult și invitații noastre și-ar putea pierde răbdarea. Lume multă și lume bună seară la premiera Teatrului Tudor Vianu, unde spectatorii au fost invitați să urmărească prima piesă din stagiunea de primăvară, pusă în scenă în cadrul studioului experimental. Autora textului, unul dinamic, dar în același timp profund, nimeni alta decât scritoarea Lucia Verona. Cei doi președinți de stat au fost interpretați de Pavel Bârsan și Violeta Teașcă, într-un joc ce a cucerit publicul spectator. Suspans, intrigă și farsă, răsturnări de situație, analiza indirectă a ceea ce poate însemna puterea și responsabilitatea, văzute din unghiul celui care crede că poate totul, dar de fapt poate prea puțin. În ultimii 25 de ani am avut un președinte veterinar, vreo doi ingineri, dumneavoastră ce sunteți? Eu... Abia îmi amintesc, juristă. Da, juristă. Specialistă în drept constituțional, sper. Nu chiar. Penal? Nu. Nu? Nu. Slavă Domnului. Slavă Domnului. N-aș fi vrut să lasă funcția de prim magistrat al țării pe cineva care ia apărarea criminalilor. Păi și în ce proces se va specializa? Divorțuri și partaje. Divorțuri? Da. Foarte rău. De reamintit că Lucia Verona a fost nevoită să respecte propunerea studioului experimental și să își regizeze propria piesă. A fost ajutată de regizoarea Ingrid Bonta, iar scenografia a fost semnată de Daniel Divrician. Secretul atomic. Nu uitați numele acestei comedii subtile și bine jucate și nu ratați viitoarele reprezentații ale piesei. Poftiți la teatru!